Salută și bine v-am regăsit la un nou episod unde avem un geam, wow, un geam absolut splendid în care bate soarele, wow! Astăzi o să vă povestesc o întâmplare din de mult, adică cam prin sezonul 4, cam la începutul sezonului 4, cam așa, din Fortnite. Înainte de toate, v-aș ruga să dați pe butonul de like, pe subscribe, dacă încă n-ați făcut-o, o să mă așez eu. Și follow pe Instagram, pentru că ieri a fost ziua lui B2018, subscribe to B2018. Da, am postat și niște chestii acolo pe Insta, niște fotografii cu Lama din Fortnite. Da, nu. Da, hai să trecem la treabă. Deci, era... Uite, mi se înclanță în telefon, mai bine îl țin ceva de genul. Eram la un fel de seară, cam pe la 10 sau 9. Eram la o nuntă a cuiva, unui neam de-al meu mult mai îndepărtat decât credeți. Și era un tip, cam de vârsta mea, doar că puțin mai mic, cred. Man, l-am întrebat dacă știe Fortnite prima dată. Și el, wow, viața. Și am întrebat câte kill-uri i-a făcut, câte win-uri și chestii în astea. Și după a spus că, oh, nu, eu nu, mama mea. Și de atunci știam că e genul ăla de copcil care e mincinos. Și na, da. Și vă place să vă uită la fața mea? Mai bine dădeam un gameplay cu Fortnite, dar uitați în consola, dacă sunteți interesați. Și după aia, mi-am spus să își instaleze el și-a instalat. Pentru că, na, se dă și în mare. Și-a instalat și habar n-avea nimic în jocul ăla. Că nu știa... Știi genul ăla joc, ca, nu știu, un joc, care, intrat prima dată în el, ceva genul a avut el senzația, că nu știa nimic. Și i-am spus eu cum să facă chestii, adică să intre în match. Și prima dată, evident, s-a dus în dat divot, găsea arme, a găsit și un assault rifle, doar că nu l-a luat, că nu putea să-l ia, că gen se învârtea într-un loc. Nu. Și, evident că Dusty Devot a murit. Vrea să plece în Dusty Devot și era unul fix lângă el, care l-a stat. Și el era, unde-i? Îmi țipam în ureche mea. Și, evident că a murit. Și, man, a dat un rage. Bine, prima dată n-a dat un rage așa e mare, pur și simplu a țipat. Și după aia, când a mai jucat un match și man, când a pierdut, a dat un rage, man a țipat, a înjurat vreo aproape un minut în continuu. Și fix atunci se întâmpla cea mai importantă parte de la nuntă. Și, bine, nu că m-ar fi interesat, oricum acolo nu făceam nimic. Și... Da, și am jurat. Eu m-am prefăcut că n-am auzit și ceilalți la fel. Doar că, men, găsești rar nubi, mai ales, adică găsești foarte rar nubi. Și, bine, nu chiar rar, mai toți copiii din școală sunt nubi la Fortnite. Doar că noob din ăștia care să fie noob original, noob care au făcut cuvântul ăsta. Noobii, să vă zic cum să vă dați seama dacă e un noob original. Prima dată, vedeți dacă dă rage. Dacă dă rage, thumbs up. După aia vedeți dacă e bun la joc. Dacă măcar știe să învârte ecranul, înseamnă că nu-i noob original. Dacă... Are default, dacă n-ai default skin sau așa, înseamnă că e noob
Uitați ce am spus, da, înțelegeți voi. Și cam asta a fost povestea. Bine, a fost mult, mult mai lungă. Adică s-a întâmplat mai multe chestii. La un moment dat i-a dat și telefonul mamei lui ca să joace Fortnite. Și aia, când a văzut prima dată, într-un fel l-a înjurat, dar prin privire, că se uita ceva de genul. Și, na, după aia iar a dat rage, pentru că zicea, măi, de ce te uiți așa? Și, evident că l-a certat și... Dar la sfârșitul nuntei, tipul ăla și-a instalat Fortnite-ul și poate de asta spus că se jucă mama lui ca să nimeni să nu-și dea seama că e noob. Și de obicei așa fac noobii. Nu vor să recunoască că sunt noobii. Cum eu recunosc că sunt puțin noob la Fortnite, adică mai mult cu camera și cu asta. Da, mai ăsta a fost video. Nu uitați să dați un like, să mă urmăriți pe follow. Oh my god. Am spus cumva să mă urmăriți pe follow. Oh my god. Da, să mă urmăriți pe Instagram. Și hai să vă zic că și prin treabă că e acolo. Și vă zic că pa. Sau voi spuneți. Uitați-l aici, pe Sprintreb al meu. Și aici mai avem și pe Bunny, Foxy și Freddy. Da, o să propun să-mi iau și alți animatroni, evident. O să vreau să-mi iau pe Golden Freddy, pe Funtime Freddy și pe Funtime Foxy. Îmi plac ăștia în Funtime Sister Location, pentru că sunt drăguți. Nenea zice că Balora e drăguț, pentru că chiar nu-mi place Balora. Și de ce acum toate mașinile trebuie să claxoneze? Oh my god! Oh man! Bine, mulțumesc că m-ați urmărit! Pa, pa!